Primul pas ca să pregătim clătitele de post este să facem laptele din fulgi de ovăz. Punem fulgi de ovăz cu apa călduță, nu fierbinte, și lăsăm un pic la macerat timp de 10 minute, nu mai mult. Vom mixa fulgi de ovăz cu laptele ca să obținem un lapte de ovăz. Pregătiți sucul de la o portocală, un măr dat pierzătoare, zahăr. Adăugăm și un praf de copt, laptele de ovăz și făină și vom face un aluat pentru clătite de post. Mixat cu blenderul, deoarece are compoziția măr și am vrut ca să-l mixez foarte bine mărul, să fie foarte bine incorporant în acest amestec. La sfârșit adăugăm și ulei. Toate cantitățile exacte pe care eu le folosesc la această rețetă o să le găsiți la descriere. Observați aluatul are exact o consistență de clătite. Acum și am să facem una să vă arăt cât de bine iese din acest aluat. Astea sunt clătitele noastre de post, sunt foarte gustoase, ușor de făcut, se poate mânca și în post, ceea ce ne place, nu este mâncarea o problemă în post, problema e să fim noi mai îngăduitori unii față de alții. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, pace și iubire în familia dumneavoastră!